Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi din nou la cerința dumneavoastră, a doamnelor începătoare, voi face un tutorial care nu este pentru 8 martie, ci va fi un tutorial pentru Paște. După cum ați observat, eu încerc foarte mult să vin în întâmpinarea dumneavoastră, a doamnelor începătoare, să fac tutoriale după fotografiile pe care mi le trimiteți. Și în acest fel, astăzi am decis să fac acest proiect cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Pentru aceasta voi folosi firul Bravo de culoare alb și culoare maro, așa cum vedeți aici. Apoi vom avea nevoie de un pic de culoare roșie. Vom avea nevoie de foarfece și, bineînțeles, de un fir despărțitor. Eu voi folosi astăzi în proiectul meu croșetul cu numărul 3 și jumătate. Cred că reușiți să vedeți, poate se vede, dacă focalizează bine camera. Fiind prezentate materialele, eu propun să începem să lucrăm, pentru că va fi un pic de lucru. Nu vom avea nevoie de nimic altceva, doar ceea ce v-am prezentat. Să nu uit, la urmă va fi nevoie de două mărgeluțe negre sau o pereche de ochișori, foarte micuți, și foarte puțină melană pentru căpușor. Însă, pe măsură ce vom lucra, eu voi prezenta materialele folosite. Voi începe cu cercul magic, care din nou voi arăta cum îl fac. Vedeți, pun firul în felul acesta, îl țin cu degetul mare, pun în formă, de obicei se pune în formă de X, însă eu îl pun așa, îmi este mai ușor, și voi face în cercul magic primul picioruș scurt. Acesta nu-l vom pune la socoteală. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Sper foarte mult că se vede ceea ce lucrez. Am închis cercul magic. Voi închide acest rând cu fir alunecat. Sper să-mi intre croșetul, să nu-mi facă probleme, ca de obicei. Iar acum, în corespondența fiecărui picioruș, noi vom face o mulțire. Deci, la sfârșitul rândului, vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Prima mulțire. Cea de-a doua. Și vom continua. Cea de-a treia. Cea de-a patra înmulțire. Cea de-a cincea. Și cea de-a șasea înmulțire. Deci acum am obținut cele 12 piciorușe scurte. În acest moment vom pune firul despărțitor. Nu vom avea nevoie de el pentru foarte mult timp, doar câteva rânduri, însă îl punem, pentru că în felul acesta nu încurcăm ochiurile, și vom lucra rândul următor. Un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori această secvență, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Am făcut cea de-a doua mulțire și vom continua singure. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori această secvență, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând
trei piciorușe scurte, 1, 2, 3. În următorul vom face o mulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului această secvență, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Voi face cea de-a doua mulțire, după care lucrăm singure. Am ajuns la capătul rândului, am obținut cele 30 de piciorușe scurte, acum vom lucra două rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Deci vom lua fiecare piciorușă așa cum se găsește și vom lucra două rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestor două rânduri. Am lucrat cele două rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Voi pune firul doar așa pentru a ne orienta. Din acest moment voi lucra două ochiuri de lanț care vor ține locul unei jumătăți de picioruș dublu. Voi lua odată firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș și voi face o jumătate de picioruș dublu sau picioruș dublu redus. Deci, acest rând, în fiecare picioruș scurt din rândul anterior, noi vom face piciorușe duble reduse. Întreg rândul. Este foarte simplu de realizat, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând pentru a continua lucrarea noastră. Am ajuns la capătul rândului, acum voi închide acest rând în cel de-al doilea ochi de lanț din piciorușul pe care l-am făcut la începutul rândului, cu fir alunecat, așa cum ați văzut. Voi face din nou două ochiuri de lanț și voi continua cu cel de-al doilea rând de piciorușe duble reduse. Deci vom repeta din nou același rând în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior. Vom face un picioruș dublu redus, iar noi ne întâlnim la capătul acestui nou rând. Am ajuns la capătul rândului, am făcut ultimul picioruș dublu redus, voi închide cu fir alunecat în cel de-al doilea ochi din primul picioruș pe care l-am lucrat. În acest moment voi face două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus. În corespondența aceluiași picioruș voi face o mulțire, deci vor fi două piciorușe duble reduse. Voi lua firul pe croșet, voi intra în corespondența următorului picioruș, voi face din nou o mulțire, după care în următoarele piciorușe voi lucra picioruș dublu redus, iar noi ne întâlnim aproape de sfârșitul acestui rând. Deci nu îl vom lucra până la capăt, ne întâlnim aici. Suntem aproape de sfârșitul rândului. Voi face ultimile piciorușe duble reduse. Și în corespondența ultimului picioruș din acest rând, voi face o mulțire. Deci, am făcut o jumătate de picioruș dublu sau picioruș dublu redus și cel de-al doilea în corespondența aceluiași picioruș. Voi închide cu fir alunecat în cel de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș de la începutul acestui rând. Voi închide cu fir alunecat. Acum voi lucra din nou două ochiuri de lanț. Întotdeauna, de acum, tot ceea ce vom lucra va fi cu jumătăți de picioruș dublu sau cu picioruș dublu redus. În corespondența acestui ochi vom face o mulțire. Deci cel de-al doilea picioruș dublu redus. Voi lua firul pe croșet, voi trece în următorul și voi face din nou cea de-a doua mulțire.
După care, firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș și voi face cea de-a treia înmulțire. Iar acum, până aproape de sfârșitul rândului, liber la piciorușe duble reduse, simple. Iar noi ne întâlnim aproape de sfârșitul acestui rând. Deci, vom continua în felul acesta. Am ajuns aproape de sfârșitul acestui rând. În ultimele două piciorușe din rândul anterior, vom face câte o înmulțire. Prima înmulțire, cea de-a doua, vom închide rândul cu fir alunecat în cel de-al doilea ochi din primul picioruș, iar acum avem un total de 5 înmulțiri. Vom continua rândul următor. Pentru rândul următor, de ce sunt 5? Pentru că avem 3 la început și 2 la sfârșit. Sunt 5, să nu vă încurcați. Voi continua cu două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi lua firul pe croșet, în corespondența aceluiași picioruș, voi face cel de-al doilea picioruș dublu redus, scuzați. Și voi continua, deci acesta este mijlocul, voi continua lucrând 3 înmulțiri consecutive. Deci în următoarele 3 piciorușe voi face o înmulțire, cu aceasta vor fi 4. Deci avem prima înmulțire, cea de-a doua și cea de-a treia înmulțire, după care din nou liber la jumătăți de picioruș dublu până aproape de sfârșitul rândului. Noi ne vom întâlni în momentul în care va trebui să înmulțim din nou. Vom lucra singure, este ușor, nu este greu. Ne întâlnim când ajungem la capăt. Ne apropiem de finalul acestui rând. Vom fi atente, pentru că în ultimele 3 piciorușe din rândul anterior vom face câte o înmulțire. Deci, cu atenție, am ajuns am 1, 2, 3. Voi începe prima înmulțire. Cea de-a doua înmulțire. Cea de-a treia înmulțire. Și voi închide acest rând în cel de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Aceasta este partea din spate. Acum vom continua lucrând două ochiuri de lanț. Voi lua firul odată pe croșet și în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior voi face o jumătate de picioruș dublu în back loop, tehnica back loop. Nu voi lua ochiul întreg, așa. Voi lua doar această parte din spate. Deci întreg rândul îl voi lucra în felul acesta. După cum vedeți, este ușor de lucrat. Doamnele care mă urmăresc au învățat deja tehnica și vom continua întreg rândul fără să înmulțim, lucrând în tehnica back loop, un rând de piciorușe duble reduse. Dar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. După cum vedeți, aici ne iese această linie, această în evidență, care apoi ne va folosi, veți vedea pentru ce. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului.
În momentul în care am ajuns la capătul rândului, închidem rândul în mod normal, cu fir alunecat în cel de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș, vom face două ochiuri de lanț, firul pe croșet și de data aceasta vom face un rând de jumătăți de picioruș dublu în mod normal. Deci vom lua fiecare ochi în mod normal. Nu va fi nevoie să lucrăm în beclub. Și luăm fiecare picioruș și ne întâlnim la capătul rândului. Pentru că va trebui și să continuăm. Deci, piciorușe duble reduse, în mod normal lucrate. Am ajuns la capătul rândului, vom închide din nou cu fir alunecat în cel de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi face din nou două ochiuri de lanț, care vor ține locul unui jumătăți de picioruș dublu, iar acum din nou vom lucra un rând de piciorușe duble reduse în tehnica beclub. Deci vom lua din nou fiecare ochi doar din partea din spate. Va trebui să repetăm în acest mod de câteva ori, pentru că apoi va trebui să formăm corpul găinușei. Deci, din nou, un rând de jumătăți de picioruș dublu în tehnica beclub. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând lucrat în tehnica beclub. Vom închide cu fir alunecat în cel de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. În felul acesta. Vom continua rândul următor, două ochiuri de lanț care vor ține locul unei jumătăți de picioruș dublu redus și vom face un rând de piciorușe duble reduse lucrate în mod normal. Le lucrăm normal. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului pentru a continua lucrarea. Cum vedeți, totul merge foarte ușor. Ne avantajează și acest picioruș dublu redus. Continuăm singure și ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, vom închide din nou cu fir alunecat în cel de-al doilea ochi din primul picioruș. Vom lucra două ochiuri de lanț care vor ține locul unei jumătăți de picioruș dublu și vom continua din nou cu un rând de jumătăți de picioruș dublu sau picioruș dublu redus, cum vreți să-l numiți, în tehnica beclub. Va fi nevoie să continuăm în acest mod. Vom lucra întreg rândul. Cred că așa, mi s-a încurcat un pic. Deci, în tehnica beclub, vom lua doar partea din spate a piciorușului și vom continua, ne vom întâlni la capătul rândului. Nu uitați, în tehnica beclub, rândurile vin alternate, un rând normal, un rând în beclub. Va trebui să facem un total de 4 rânduri în beclub și vom termina cu un rând normal. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând lucrat în tehnica beclub. Vom închide din nou cu fir alunecat în cel de-al doilea ochi de lanț de la primul picioruș de la începutul rândului. Vom face din nou două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus și vom face un rând de piciorușe duble reduse în mod normal. Deci, normale. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând pe care îl vom închide ca de obicei cu piciorușul alunecat.
Voi face două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu redus și vom face un nou rând de picioruș în tehnica Becloop. Acesta va fi ultimul rând în această tehnică, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând pentru a continua lucrarea. Deci în tehnica Becloop va fi acest rând. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui ultim rând în tehnica Becloop. Vom continua. Am închis cu fir alunecat, două ochiuri de lanț, firul pe croșet și în corespondența fiecărui picioruș vom face o jumătate de picioruș dublu sau picioruș dublu redus, cum doriți să-l numiți. Și cu acesta vom încheia lucrarea cu culoarea albă. Apoi vom trece la următoarea culoare. Iar noi ne întâlnim și la capătul acestui rând pentru a continua. Am ajuns la capătul acestui ultim rând. Vom închide cu fir alunecat în cel de-al doilea ochi din primul picioruș. Vom scurta firul și vom încheia lucrarea cu culoarea albă. Așa cum vă spuneam, acesta a fost ultimul rând în culoarea albă. Trage firul, îl vom ascunde undeva de desubt. Dumneavoastră puteți ascunde coacul dacă nu reușiți cu croșetul. Eu îl ascund în felul acesta, că mi este mai ușor, m-am obișnuit, așa. Și vom trece mai departe. Voi scurta acest capăt de fir, să nu-mi creeze probleme apoi. Vom trece mai departe, vom începe cu culoarea maro. Acum vă pare că nu are nicio formă găinușa noastră, însă vedeți că încet, încet prinde contur. Voi face un ochi de lanț, voi lăsa firul un pic mai lung, pentru că după aceea îl voi ascunde de desubt. Voi face un ochi de lanț, iau lucrarea și în corespondența rândului pe care l-am lucrat în Becloop, a firului care s-a format aici, acestui rând, voi intra cu croșetul, voi scoate acest capăt de fir, așa cum vă spuneam, apoi îl voi ascunde, voi face două ochiuri de lanț, putem să întoarcem lucrul în felul acesta, să ne fie mai ușor. Aceste două ochiuri de lanț au ținut locul unui jumătăți de picioruș dublu. În același picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Firul pe croșet. Voi intra în următorul picioruș și voi lucra din nou două piciorușe duble reduse. Deci acest rând va consta în a lucra aceste două piciorușe duble reduse în corespondența fiecărui picioruș din tehnica Becloop. Deci vom înmulți practic fiecare ochi. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Vedeți, este totul foarte simplu, foarte ușor. Ne întâlnim la capătul rândului pentru a continua lucrarea noastră. Dacă țineți lucrul în felul acesta, va fi și mult mai ușor să lucrați, să nimeriți rândul exact. Vedeți? Foarte ușor. Imediat intrăm în locul potrivit. Vedeți? Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Vom continua singure. Am ajuns la capătul rândului, deci așa cum ați văzut, în corespondența rândului Becloop, am lucrat câte o mulțire în fiecare ochi. Voi închide acum cu fir alunecat în cel de-al doilea ochi din primul picioruș. În acest moment voi face
trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, pe care apoi le voi închide cu picioruș scurt în următorul picioruș. După care, din nou, trei ochiuri de lanț, le voi închide cu picioruș scurt în piciorușul următor. Trei ochiuri de lanț. În felul acesta vom continua pe întreg parcursul rândului. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Vedeți că nu este deloc greu. Și vom continua lucrarea. Uitați-vă. Vor ieși acești creți frumoși. La capătul rândului veți vedea modul în care se prezintă. Noi vom continua singuri, deci trei ochiuri de lanț. Arăt încă o dată, închidem cu piciorul scurt în piciorușul următor. Trei ochiuri de lanț. Din nou piciorul scurt. Și continuăm. Iar noi ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului, voi face ultimele trei ochiuri de lanț, voi închide cu piciorul scurt, după care voi intra în următorul picioruș, voi face un fir alunecat, vom scurta firul și vom închide rândul. Bineînțeles, capetele de fir apoi le vom ascunde. Din nou, vom face același prim ochi de lanț și îndoind lucrul, vom intra în corespondența următorului rând lucrat în beclub. Vom porni întotdeauna de aici, de unde am închis aceste rânduri, se cunoaște de fapt, vom îndoi în felul acesta lucrarea în interior pentru a ne fi mai ușor, capătul de fir apoi îl vom ascunde, trei ochiuri de lanț, voi închide un următorul cu piciorul scurt și practic vom repeta ceea ce am lucrat pe primul rând. Așa, piciorușul scurt. Am greșit. Scuzați-mă. Așa. Scuzați-mă. Se întâmplă și la case mai mari. Deci, lăsăm doar două ochiuri de lanț. Firul pe croșet. În corespondența acestui picioruș voi face din nou un picioruș dublu redus. Firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș, voi face din nou două piciorușe duble reduse. Deci vom repeta ceea ce am lucrat în primul rând. Facem rândul de înmulțiri. După care vom continua cu cel de-al doilea rând. Am rămas prinsă de ceea ce am lucrat anterior. Vă rog să mă scuzați, se întâmplă uneori. Mai ales că dacă ați ști cum fac aceste tutoriale pe scări, sus și jos, încep rândul aici, îl termin jos, vin din nou să filmez un pic. Și în felul acesta reușesc să lucrez. Vă rog să mă scuzați din nou. În același timp aș vrea să vă mulțumesc tuturor pentru vizualizări, pentru comentarii, pentru like-uri, pentru iubitorii de sport, de
care iubesc sănătatea, doresc să mănânce sănătos, să-și mențină forma. Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre Andreea și Răzvan. Sunt o copie, o familie. Canalul lor de YouTube se numește Sport și Sănătate. Dacă sunteți interesate să aflați idei noi, vă puteți înscrie pe canalul dumnealor. Eu îi urmăresc cu plăcere ori de câte ori am un pic de timp liber, la fel cum cu plăcere urmăresc și ceilalți conaționali ai noștri care au canal de YouTube. În acest mod țin să salut în primul și în primul rând pe Cristi, care este editorul meu și care este un băiat minunat. În cazul în care cineva vrea să își deschidă un canal de YouTube și are nevoie de editor, vi-l recomand cu căldură, mă puteți contacta. Și apoi vreau să salut pe toți, la Cucina de Zina, Bogdan Șoferul, Andreea și Răzvan, Painting Lovers, Andreea Viața de Mămică, toți îmi sunt alături și, bineînțeles, și eu sunt alături de dumnealor. Așa cum alături îmi sunteți și dumneavoastră, doamnele care cu drag îmi urmăriți tutorialele, care cu drag îmi lăsați un comentariu, un like. Eu vă mulțumesc din suflet tuturor și pentru aceasta vă iubesc. Vă iubesc și vă îmbrățișez. Deci vom continua singure următoarele rânduri în modul în care am lucrat primul. Deci vom avea un total de 4 rânduri lucrate în acest mod. Mai întâi în corespondența fiecărui picioruș lucrat în tehnica backloop, vom lucra deci în corespondența fiecăruia o mulțire, vom continua rândul lucrând trei ochiuri de lanț închise în următorul picioruș cu picioruș scurt și astfel vom lucra toate cele patru rânduri backloop. Noi ne întâlnim la sfârșitul lucrării. Cred că acum este clar modul în care se lucrează și vom continua găinușa noastră. Veți vedea că până la urmă este ceva deosebit. M-a atras și pe mine, la fel ca și pe doamna care mi-a trimis fotografia și mi-a surâs ideea de a face acest tutorial. Mai ales că este și foarte simplu de înțeles și foarte simplu de lucrat și de către dumneavoastră, doamnele începătoare. Mai mult pentru dumneavoastră fac cea mai mare parte a tutorialelor. Deci noi ne vom întâlni când vom termina aceste patru rânduri de bolănașe. Vom lucra singure. După care vom continua găinușa. Ia uitați-vă, aproape am ajuns la capătul rândului. Veți vedea ce frumusețe va ieși. Am încheiat cele patru rânduri de rujuleț, așa cum spunem noi de multe ori. Aceasta este ceea ce am obținut. Va fi ca o cloșcă, spun eu. Acum îi vom face creasta. Vom lua culoarea roșie și din nou voi face un ochi de lanț. Voi lăsa capătul un pic mai lung pentru că apoi îl voi trage înăuntru, dedesubt. Voi pune în felul acesta, în două, capul găinei noastre și voi intra aici. Într-unul din aceste piciorușe voi trage
firul. Cred că aici ar fi fost mai nimerit să folosesc un croșet mai mic. Și acum voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț pe care le voi închide în următorul picioruș cu fir alunecat. Acum voi face din nou 1, 2, 3 piciorușe, le voi închide din nou cu fir alunecat. Foarte greu intru cu acest croșet, cred că trebuie să-mi iau unul mai mic. Am schimbat croșetul, pentru că în felul acesta voi reuși să lucrez cum trebuie. Puteți să faceți și dumneavoastră același lucru. Deci vom închide din nou și această parte cu fir alunecat. Acum voi face 1, 2, 3 din nou și voi închide din nou în următorul picioruș cu fir alunecat. Voi scurta firul . Voi închide lucrarea în felul acesta, iar aici dedesubt cu croșetul voi ascunde capetele de fire, căpușorul fiind gol în acest moment nu vom avea nicio problemă. Deci voi trage această parte, apoi acesta, voi ascunde aici dedesubt, în felul acesta. Vom continua, voi face ciocul, pentru cioc voi coase un pic. Din nou cu același fir roșu, o bucățică de fir, nu ne trebuie mult, oricum capetele de fire le vom valorifica pentru a umple jucăriile amigurumi. Voi intra aici în față și voi face o bucățică de cioculeț. Îl voi coase. Felul acesta. Voi încerca să-l fac cât mai e uniform. Sper că se vede ceea ce fac. Acum voi întoarce pe dos găinușa și voi întări un pic aici firul. Voi scurta capetele de fire. Felul acesta. Nu ne rămâne decât să lipim ochișorii. Însă nu vom lipi ochișorii lateral, ci îi vom lipi aici în față, deasupra cioculețului. După care vom pune un pic de umplutură doar în căpușorul găinușei.
voi folosi lipiciul lichid și voi folosi o pereche de ochișori care se aplică, aceștia, care au un diametru de 1 cm. Voi pune deasupra ciocului primul ochișor, și alături îl voi pune pe cel de-al doilea. După care voi umple cu un pic de melană căpușorul pentru a-i da formă, să stea cât mai bine, cât mai frumos, acesta. Și aceasta este găinușa noastră. Eu sper să vă placă. Aici dedesubt nu este nevoie să umplem toată lucrarea, pentru că ea va sta singură, așezată în felul acesta. În timp ce lucram și aceste rânduri din față, mi-a venit o idee pe care, dacă ajungem sănătoși săptămâna viitoare, o voi pune în aplicare. Acum eu voi încerca să las camera mai jos, chiar dacă se va vedea aici pe masă, se vor vedea toate lucrările mele. Voi încerca să las camera mai jos, ca dumneavoastră să aveți o imagine de ansamblu a ceea ce am realizat. Și eu sper foarte mult să vă placă cum se prezintă găinușa. Sper ca doamna care mi-a trimis fotografia să fie mulțumită. Aceasta este. Și așa cum spuneam, dacă ajungem sănătoși săptămâna viitoare, mi-a venit o idee și vom lucra și altceva alături de această găinușă. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Dacă v-a plăcut ceea ce am lucrat în această zi, seară de acum, pentru dumneavoastră, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Acestea, așa cum spun întotdeauna, mă ajută foarte mult, îmi dau curaj să merg mai departe. Ca întotdeauna, așa cum vă spun tuturor, vă mulțumesc pentru vizualizări, vă îmbrățișez, vă iubesc, vă doresc o noapte plăcută.